acum a fost neagru. Cu Maradona. Foarte. Ce Rotariul a da, ați okay. Întâlnit de 3 ori pe Maradona. A jucat de 3 ori. Da, da. 82, 84, 90. Am jucat și în Argentina contra lui, când am pierdut 1-0. Cu Neamir ce antrenor. Dar eram cam o selecționată divizionară, fără jucători de la Steaua am fost. După aia am jucat, înainte de campionatul mondial, înainte de meciul de la Napoli, am jucat, era o selecționată a jucătorilor profesioniști din Spania, la Vigo, 2-2 s-a terminat și am pierdut la penalti contra unei echipe naționale a României și asta la campionatul mondial de 3 ori. Bine. Când l-ați simțit cel mai mult în care dintre antrenori pe Maradona? Bine, 84, Maradona aici era deja matur, era tot ce vrei, juca la el, la Napoli, îți dai seama cum îl iubea lumea, era Dumnezeu acolo. Pot să spun că în Argentina a fost cel mai bun, că era mai matur, dar și când am jucat la Rosario, că meciul a fost la Rosario, primul meci contra lui Maradona, unde am pierdut 1-0, gol Diaz, era puști, înțelegi, dar se vedea clasă, se vedea clasă. Dar la mondiale, la penalti, nu v-ați băgat? Nu m-a pus Neemi, și cum aici Neemi e 8 și a făcut listă și așa i-a făcut. În general, Neemi a pus jucători de la mijloc, înțelegi? Așa Timofte bătea cel mai bine de la Dinamo și a ratat. Ca să-ți dai seama, era jucătorul care bătea cel mai bine penalti, mai ales că era colegul la Dinamo. Dar vreau să-ți bătut penalti? Cum să nu? Da? Bătut la Dinamo, da. La Dinamo, la Corvinu. Uite, și Ghete, ia uite-te. Ghetele lui Eric, când a dat golul din Farfecă cu Fiorentina, când era la Pandurii, ghetele lui Adin Mutu, iar acolo avem gheata lui Cristi Chivu și apărătoare. Iar sus avem tricoul lui Gică Popescu de în Franța, 98. Ultimul mondial. Ultimul mondial. Au trecut 25 de ani. Doamne. Nu 25 de ani, 98, nu 98. Fii mi-are 13 ani și mă întreabă, tati, când ne calificăm și noi la mondial? Nu, să sperăm că acum. Facă ăștia cu 48, 96. Bine, să nu pierzi cu Kosovo, primul. Nu, că după aia așa zici, ții cât mai departe de tine. La Euro, cum ai și după aia? Da. După aia mondialul, nu? Mondialul următor în America. Da, nu? Mexic și Canada. Mexic și Canada. Statele Unite, nu? Da. Ala va fi interesant. Dar parcă prea multe echipe. Se diluează, înțeles? Se diluează. Nu mai sunt calitatea aia să vezi. Probabil vei vedea din sferturi. Din sferturi o să vezi meciuri adevărate. Da. Da, frumos. Asta a fost prima cameră, mergem în următoare.